Deci, după ce am verificat duritatea apei, a reieșit că apa folosită de mine are o duritate medie. Astfel voi seta expresorul pentru această duritate. Aparatul trebuie să fie oprit, însă conectat la rețeaua electrică. Se ține apăsat tasta picurător grinder pentru 6 secunde. Da? Pentru a selecta duritatea, se apasă tasta Eco odată dacă duritatea este redusă, adică dacă are o linie. Iar dacă are două, se ține apăsat de două ori. Una, două. În cazul meu este de două. Iar dacă are trei, se apasă de trei ori. Iar dacă are patru, se apasă de patru ori. Deci, după ce am setat aparatul pentru a ieși din meniu, se va apăsa din nou tasta picurător grinder. Și mașina acum este setată la duritatea apei pe care o am eu. Ea vine setată din fabrică cu o duritate de 4 linii, o duritate maximă, ceea ce înseamnă că la maxim o lună de zile sau un kilogram jumate de cafea o făcută în acest grinder, îți va cere să o decalcifici. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să lași un like. Mulțumesc, la revedere!